dintre dumneavoastră au auzit de cineva, cunosc pe cineva sau au în familie pe cineva care a suferit un infarct. Ei bine, România este țara în care se moare în primul rând din cauza bolilor de inimă. Este fix acum momentul în care am început înregistrarea. Un român a făcut infarct și probabil sosește chiar acum cu ambulanța la spital. În 30 de minute, un alt român va face infarct. Unii poate nu au simptome, alții ajung în timp aici la spital. Există și ceilalți care însă nu mai reușesc să ajungă în niciunul dintre locurile unde ar putea găsi salvare. Infarctul nu vine dintr-o dată. El vine și este construit de corpul nostru din tinerețe, din copilărie, poate pentru cei care au o viață nesănătoasă. Pentru anumite categorii de pacienți măsurăm și la dreapta și la stânga, pentru alte categorii de pacienți măsurăm și în poziție culcată și în poziție verticală, pentru că aceste lucruri semnifică anumite patologii posibile. Durerile sunt uneori tipice și pot să aducă ușor suspiciunea de infarct în mintea celui care trece prin acest episod, dar multe sunt atipice, pot să mimeze suferințe digestive, cervicale, toracice, de tip muscular și pot să aibă un diagnostic fals care și duce mai departe la o evoluție proastă. Și sunt pacienți care nu simt nimic și întâlnim sechela de infarct întâmplător la un examen electrocardiografic și pentru aceștia surpriză și mai mare. Există o categorie a factorilor de risc nemodificabil, dar de care trebuie să ținem cont. Și aici se încadrează, în primul rând, factorii ereditari. Dacă părinții sau rude de gradul 1 au avut evenimente cardiace severe la vârste precoce, acesta este un factor de risc. Cauzele principale care îi îmbolnăvesc pe români de inimă sunt o alimentație nepotrivită și sedentarismul, lipsa mișcării. Micșorați cu 15-20% porția de carne și de brânză și măriți cu 25% porția de legume. În legume aici nu mă refer și la cartofi. Cu doar le am cumpărat așa ceva. Un pașaport sigur către un infarct. Însă țineți minte, în echilibru stau toate și medicii vă spun că totuși aveți voie din când în când o șaormă. Dacă există o mare poftă de șaormă, o dată la două luni se mănâncă șaorma, dar în rest se mănâncă sănătos. Trebuie să avem 30 de minute de mișcare pe zi, care ar putea să echivaleze în 3 km, care ar putea să echivaleze în 10.000 de pași sau în 12.000 de pași pentru cei care au activitate. Un om face în medie pe zi, la nivel global, a fost măsurat acest lucru, 4.900 de pași. E adevărat, unii putem să facem mai mulți, alții mai puțin. Însă inima, atunci când pompează mai repede sângele în organismul nostru, face exerciții pentru a rămâne sănătoasă. Împreună trebuie să facem un parteneriat, pacienți și medic, în așa fel încât să evităm boala cardiovasculară, să amânăm boala cardiovasculară, iar dacă deja există și este diagnosticată, să o tratăm în așa fel încât să nu se ajungă la complicații. Ca să aflați mai multe despre felul în care vă puteți proteja inima, tastați aici www.inimsanatoase.ro.